Îmi doream să descoper acest mod de a iubi, de care mă credeam incapabilă, dar pe care nu-l încercasem. Aveam așa un presentiment a prioric că există ceva suplimentar în viață la care nu am acces neavând copii. Infertilitatea este apreciată că afectează la nivel global 1 din 6 cupluri de vârstă reproductivă. Mami, ai văzut avionul? Ești foarte frumoasă, iubita mea. Nevoia de copil pentru multe femei vine ca întruchiparea feminității. Tu, ca femeie, ai putut să dai naștere unui copil. Tu, ca femeie, ai fost vrednică să faci un anumit lucru. Și asta e o chestie pe care o impune societatea. Când am avut-o pe Lara, am înțeles de ce suntem, de ce avem un codul genetic lupta asta pentru copil, de ce e atât de important pentru oameni să aibă un copil. Copilul respectiv, chiar dacă e născut, chiar dacă e înfiat, are din partea mamei parte de exact aceleași lucruri. Ne-am dorit un copil și nu s-a putut. Am încercat și diverse tratamente, dar au eșuat într-un final și ne-am gândit până la urmă la varianta adopției. Inițial a fost acest concept să încercăm să transferăm mai mulți embrioni în ideea de a avea șansa să obținem sarcină. Sigur că asta vine la pachet cu alt neajuns, că din punct de vedere medical, sarcinile multiple sunt o problemă, pentru că dacă sarcinile cu gemeni uneori mai ajung la termen, o sarcină cu tripleți sau mai mult una cu septupleți, octupleți, niciodată nu o să ajungă la termen. Embriologia, ca și parte integrată în medicina reproductivă, se ocupă cu cultivarea, urmărirea dezvoltării gameților și ulterior a embrionilor. Se insistă mult pe aprecierea receptivității endometriului pentru momentul optim de transfer al embrionilor, în așa fel încât să putem să transferăm un embrion și să obținem o sarcină sănătoasă. Se discută iarăși și sunt modalități prin care putem să diagnosticăm genetic embrionul înainte de momentul implantării, înainte de momentul embriotransferului, pentru a elimina posibilitatea transferului unui embrion care este din punct de vedere genetic anormal, sau să se știe dacă anumite boli care părinții le pot transmite pe linie genetică urmașilor sunt prezente la respectivii embrioni. Eu și cu tatăl Lara eram cuplu ideal pentru fertilizare in vitro, mai ales prin perspectiva vârstei mele și profilul meu hormonal perfect. Ca atare am și reușit la prima fertilizare in vitro cu gemeni. Însă după aceea a fost o suită de ghinioane medicale și așa m-am trezit, repet, FIV4 ultimul, FIV5 ultimul, care chiar a fost ultimul. Și în momentul în care, după prima pierdere de sarcină, există un doliu complet, al doilea doliu o să fie mai ușor, al treilea doliu mai ușor dacă apar alte pierderi. Dacă doliu e incomplet după prima pierdere, e incomplet după a doua pierdere, începe să fie un doliu cumulativ. Ori asta pe termen lung, da, o să fie o formă destructivă. Adopția n-a mers, depresie, disperare, cap în zid. Adopția nu mergea, am mai făcut un FIV, ultimul. Again, ultimul. Dar în capul meu, să vezi că acum reușesc. Credeți că am reușit? Nu, n-am reușit la 6-lea. Și eram, n-am cuvinte să vă spun. Dorința de a avea un copil pentru fiecare femeie are rădăcini în modul în care i-a fost educată partea asta. Cum i-au transmis părinții, cum a perceput ea din partea societății răspunsul despre modelul de familie. De multe ori, femeia poate să învețe un alt model. Tu, ca femeie, când poți crește un copil, ești formidabil. Ce-ți vrei doi copii? Păi,
voiam eu doi, nu știu. Că eu am fost singură, probabil. Și voiam doi, cumva. Și băiatul cel mare își dorea un frate. Călătoria unui cuplu infertil are mai multe opriri. Primul pas este, practic, evaluarea cuplului și punerea diagnosticului de infertilitate. La Regina Maria dispunem de toate mijloacele de diagnostic necesare și, de asemenea, de un lucru unic, de o echipă multidisciplinară compusă de endocrinolog, urolog, chirurgi specializați, radiologi specialiști în endometrioză și în patologia tubară, cu care putem diagnostica patologiile conexe infertilității. Până la urmă, la a șaptea fertilizare in vitro, am avut uriașa bucurie de a o avea pe Lara. Cum s-a schimbat viața mea? Întru totul. Cred că asta e singurul răspuns. Cei care, într-adevăr, își doresc un copil și, din punct de vedere medical, nu știu, au ajuns la linia aia în care de aici nu se mai poate face nimic, adopția este o variantă. Inițial am zis că nu mai vreau să adopt. Motivul fiind că una, că e destul de greu, pentru că ei vin cu niște traume, niște întârzieri pe care trebuie să le recuperezi, și nici nu poți să vii foarte repede cu un al doilea copil, pentru că dacă primul nu e înrădăcinat bine, după aia iarăși se întâmplă o furtună. Din punct de vedere emoțional te termină, pentru că sunt multe probleme în sistemul de protecție, că este un frate. Ca frații. Adică acum complotează și se joacă și așa, în secunda 2 se bat. În principiu, cam 30% sunt cauze care țin de cavitatea uterină, de trompe sau cauze peritoneale. Apoi sunt întâlnite cele de cauză ovulatorie, mai bine zis anovulația, în aproximativ 20% din cazuri. O altă mențiune aș face că aproximativ 15% din cazuri, și se pare că această proporție în momentul de față este oarecum în creștere, sunt cauze cu sterilitate neprecizată. De multe ori e important să-și pună cuplurile întrebarea ce anume vor, ce anume își doresc. Și odată ce își dau răspunsul cu ce anume vor de la ei, e mai ușor să-și facă planul cum să ajungă la ceea ce vor. Am avut așa o metaforă la un moment dat, e ca atunci când s-ave pe o comoară. Și știi că ar putea fi o comoară acolo, dar n-ai certit bine, n-ai făcut o scanare să vezi clar acolo diamantele și să știi că există și te duci și sap 6,20 m. Și ajung la 6 metri și zici, băi, dar cât o să merg? Până în nucleul planetei Terra nu pot să merg, o să înceapă să fie, dau peste lavă. Și atunci zici, gata, de data asta chiar mă opresc. Dar, de fapt, diamantele ar putea fi 20 cm mai jos. Cam așa e fivul ăsta. Deci eu, dacă mă opream la 6 metri, la 6 fivuri, diamantul meu era 20 cm mai jos. Recent, cu ocazia unui congres al Societății Europene de Reproducere Asistată, au fost anunțați peste 8 milioane de copii în toată lumea născuți prin aceste tehnici de reproducere asistată. Deci a fost un boom extraordinar din punct de vedere al dezvoltării procedurilor și posibilităților de tratament în acest domeniu. Cel mai greu lucru în lupta cu infertilitatea este că nu știi de care parte a statisticii o vei termina. Teoretic, statistica spune că 80% din cuplurile care nu abandonează lupta reușesc să aibă un copil. Într-un fel sau altul, sarcini naturale, inseminări, fertilizări in vitro, adopție. 80%. Dar mai există aia 20%. Și gândurile mele merg spre aia 20% care au făcut totul și care la finalul luptei cu infertilitatea nu au un copil. Și știu ce rană imensă reprezintă pentru ei atunci când își doresc intens acest copil. Și le transmit cu ocazia European Fertility Week gândurile mele bune.